cam grea pentru mine. Am lucrat în învățământ 28 de ani și abia am 12 milioane și aș vrea să văd cum s-ar descurca un parlamentar cu banii noștri. Să plătească chirie, să plătească mâncare, să medicamentele le omoară. Foarte greu, vă spun sincer, foarte greu. Sunt oameni poate care au niște pensii decente, care pot să trăiască. Dar noi, eu vă spun, pentru mine este foarte greu. Această timișoreancă a fost dascăl o viață întreagă. Deși a pus stiloul în mână atâtor generații, acum la pensie, se luptă cu sărăcia, cu boala și cu nepăsarea din partea celor de la guvernare. Cei premier acum au spus, păi câte am cumpărat de 1 milion. Domnule, vă spun sincer, am luat o sticlă de ulei de măsline, o sticlă de oțet mică, două ketchup-uri, 80 de lei. Nu mi-am permis, dar soțul meu e bolnav și mi-a fac câte o salată și câte ceva, că nu are voie, că are mai multe boli și de toate și nu are voie să mănânce cu ulei de ăsta la alt. Dar în fond am folosit și de asta, că nu mai pot să-mi permit să mă duc să dau iară 80 de lei. Medicamente trebuie, dietate trebuie, vai și amar. Regretați că ați trăit în România, că v-ați dedicat viața aici, mâine statului român? Mâine m-aș duce oriunde. Am fată în America și tu spune, mama, hai la noi, hai la noi. Am 72 de ani, domnul meu. Une, Doamne, iartă-mă să mai mă duc la groapă. Că pentru că nu ne dă nimeni nimic, nu. Urât. Este social care ia bani și stau. N-au nicio treabă. Și noi care am lucrat atâția ani ne umilește în ultimul hal. Eu așa spun, în ultimul hal. Femeia nu mai rezistă în fața umilinței. Aceasta plânge cu lacrimi amare pentru traiul la care a fost condamnată, tocmai de cei cărora le-a plătit impozite o viață întreagă. E greu. E greu, e greu. Să te duci la magazine de asta, să-ți iei o haină și poate unele ori nu-ți permiți. Poate unele ori nu-ți permiți, pentru că ți-ai un ban de o mâncare, ți-ai un ban de un medicament, ți-ai un ban... Ferească Dumnezeu, moare un om. Plângeți des, doamnă? Eu de multe ori. Spun și când mă duc după cumpărături, spun lui bărbatul meu, iară bani stricați. Asta e. Viața urâtă în România. Timișoreanca regretă că s-a sacrificat pentru această țară care, spune ea, observă că o anulează acum cu totul.